Dormitul pe spate se spune că este cel mai odihnitor, însă nu pentru toată lumea. Poziția de dormit este strâns legată de calitatea somnului, dar ceea ce funcționează pentru o persoană nu va funcționa neapărat pentru alta. Conform disinimedical.ro, mulți oameni subestimează adesea impactul pe care poziția de dormit o are asupra stării de bine. Poziția ta de dormit are multiple implicații asupra sănătății tale în general. Aceasta ar putea provoca unele dureri de spate pentru unii și, de fapt, ameliorarea unor dureri deja existente. Unii oameni au experimentat de asemenea mai multe probleme după ce au dormit pe spate în mod frecvent. Dormitul pe spate poate fi negativ pentru persoanele care suferă de anumite boli. Acest lucru se referă în mod specific la oricine are deja unele provocări de dormit, cum ar fi insomnie, apnee de somn sau probleme de sfărăit din cauza dificultăților de respirație. Femeile ar trebui să evite total dormitul pe spate în orice etapă a sarcinii. Această poziție limitează circulația la copil, afectând astfel creșterea și putând provoca alte probleme care se manifestă fie în timpul sarcinii, fie în etapele ulterioare de dezvoltare ale copilului. Dormitul pe spate te-ar putea afecta și ar putea duce la sfărăit excesiv, deoarece cauzează adesea probleme de respirație. Dormitul pe spate împiedică creierul să elimine în mod eficient deșeurile în comparație cu momentul în care dormiți în alte poziții, cum ar fi partea laterală. Această poziție cauzează și probleme lombare. Spatele este adesea încordat și în mod constant într-o poziție nefirească. Dormitul pe spate afectează de obicei alimentarea cu sângea gâtului până la față și creier. Aceasta duce la somn foarte sărac, în timp ce afectează tiparele de dormit și abilitățile cognitive în general. Acest lucru este adesea asociat cu problemele pe care le provoacă la artera carotidă, relatează disimedical.ro.